Primăria Comunei Ghiroda a făcut recepția lucrărilor pentru o parte din străzile incluse în proiectul de investiție Extindere rețea de alimentare cu apă în localitatea Ghiroda și în localitatea Giarmatavii, Comuna Ghiroda. Străzile pentru care s-a făcut recepția în această etapă sunt Puz Pescărie, strada Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș, strada Sfântul Nectarie, strada Sfântul Ilie, strada Sfântul Gheorghe, strada Sfinții Apostoli Petru și Pavel, strada Sfinții Mihail și Gavril, strada Sfântul Nicolae, strada Sfântul Andrei, strada Foișor parțial, Giarmatavii, strada Rândunelelor parțial. În perioada imediat următoare vom anunța predarea rețelei către Aquatim, după care cetățenii se vor putea acorda la rețeaua de alimentare cu apă, semnând un contract cu operatorul regional. Pentru aceasta trebuie achitată o taxă de racordare în valoare de 250 de lei și o taxă de aviz în valoare de 20 de lei la caseria primăriei Ghiroda. Ulterior, cei care doresc încheierea unui contract trebuie să se prezinte la sediul Aquatim din Timișoara, însoțiți de chitanță și documentele necesare, sau le pot trimite prin e-mail la adresa contracte@aquatim.ro. Procesarea dosarului și întocmirea contractului durează maxim 15 zile lucrătoare, transmit reprezentanții administrației locale.